Circa 170 de elefanți vor fi vânduți într-o licitație controversată care va avea loc în Namibia, deși peste 100.000 de oameni au cerut printr-o petiție anularea ei. Licitația va avea loc după ce Ministerul Mediului, Silviculturii și Tineretului a spus că conflictul om-elefant reprezintă o problemă din ce în ce mai mare. Conservaționiștii au atras atenția că aceste afirmații au fost exagerate în ciuda datelor statistice din prezent, care arată că elefanții au dispărut din 29 de țări africane. Licitația include turme de elefanți sălbatici care au fost capturați și vor fi scoși la vânzare pentru doar $7.000 pe exemplar. Specialiștii din cadrul organizației National Park Rescue, care se ocupă de salvarea animalelor sălbatice, precum elefanți, rinoceri sau lei, au declarat că majoritatea cumpărătorilor provin din străinătate. Aceasta înseamnă că, pe lângă faptul că nu anulează vânzarea, în ciuda petiției pe care au semnat-o peste 100.000 de oameni, guvernul din Namibia permite ca animalele să fie trimise în grădinile zoologice din străinătate. În martie 2021, cele două specii de elefanți africani au fost declarate oficial pe cale de dispariție de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, IUCN, deoarece s-a constatat că în ultima sută de ani, populația lor a scăzut cu 95%. Unii dintre elefanții care au fost capturați de guvernul namibian sunt efective transfrontaliere care migrează mult pe continentul african, așa cum au făcut de mii de ani. Conservaționiștii care protejează aceste animale afirmă că stilul lor de viață aventurier înseamnă că nu pot fi revendicați de nicio țară și, prin urmare, nu ar trebui să poată fi vânduți de un anumit guvern. Aceștia au făcut apel la o mobilizare internațională pentru a putea proteja populații de elefanți care colindă sălbăticiile africane.